Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar astăzi am deosebită plăcere să vă prezint laptopul Dell Inspiron 3543, un model fiabil, accesibil și foarte rezistent, adresat în special devoratorilor de conținut multimedia. Ca toată seria 3000, laptopul Dell Inspiron 3543 are la bază o structură foarte rezistentă și un design ce inspiră eleganță și rafinament. Carcasa este confecționată din material plastic de bună calitate, cu finisaje și îmbinări atent realizate, iar pe suprafața acestuia găsim o textură plăcută la atingere. Modelul ajuns la review are un ecran de 15,6 inci cu suprafață True Life, rezoluție 1366x768 pixeli și iluminare de tip LED backlight. Însă în seria Inspiron 3543 există și alte modele dotate cu touchscreen. Sub carcasa modelului din teste găsim un procesor Intel i5-5200U din a 5-a generație cu 2 nuclee și 4 threaduri ce urcă până la 2,7 GHz, 8 GB memorie DDR3 la 1600 MHz, un hard disk de 1 TB la 5400 rotații pe minut și o placă video dedicată Nvidia GeForce 820M cu 2 GB memorie DDR3. Seria Inspiron 3543 are în componență și alte modele ce dispun de procesoare i3-5005U sau i7-5005U 5500U, Pentium 3805U și Pentium N3540 cu 4 sau 8 GB memorie RAM și 500 GB, respectiv 1 TB spațiu de stocare. Din punct de vedere al conectivității și porturilor disponibile, găsim următoarele. Un port LAN de tip Gigabit, wireless în standardele B, G și N, Bluetooth 4.0, două porturi USB 2.0, un port USB 3.0, un combo jack de 3,5 mm și, bineînțeles, un port HDMI în care putem conecta un monitor extern sau un proiector. Tastatura este de tip chiclet, fără iluminare sau alte elemente speciale, touchpad-ul este bun, iar suprafața unde ținem mâinile, adică palm restul, reușește să fie în permanență rece grație sistemului de răcire eficient. Sistemul audio este format din două difuzoare dispuse în partea inferioară a laptopului, iar procesarea audio este realizată de chipsetul HD Audio, ce dispune de tehnologie Waves Max & Voice. Bateria este de tip litiu-ion cu 4 celule și are o capacitate de 40W per oră, ce a reușit să oferă o autonomie de peste 6 ore în condiții de testare intensă. Întreaga serie Dell Inspiron 3543 este foarte ușor de transportat, având o grosime de 25,6 mm și o greutate de 2,4 kg. Laptopul mai integrează un webcam HD și un microfon, ambele localizate în partea superioară a ecranului, dar și un cititor de carduri cu suport pentru SD, SDHC și SDXC. Ne oprim aici cu specificațiile tehnice și vă lăsăm în compania testelor efectuate pe laptopul Dell Inspiron 3543. În concluzie, Dell Inspiron 3543 este un laptop de multimedia foarte bun, cu un ecran luminos și performanțe grafice bune, asigurate de placa video dedicată Nvidia GeForce 820M. Aici se încheie review-ul laptopului Dell Inspiron 3543, pe care îl găsiți și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.